Donald Trump este unul dintre cele peste 90 de milioane de persoane obeze din America. Experiența specialiștilor spune că cei care au avut COVID au suferit și complicații ale bolii din această cauză. Este alături de mine Eugenia Foarfecă. Eugenia, care este starea lui Trump și a Melaniei? Salut, Angela! Este una bună deocamdată, chiar a scris președintele pe Twitter. Vom trece prin asta împreună. Melania și cu mine am fost testați pozitiv pentru COVID. O să începem procesul de carantină și recuperare. Melania Trump a spus, ne simțim bine și am amânat toate angajamentele viitoare și vă rugăm să vă asigurați că rămâneți în siguranță. Trecem prin asta împreună. Asta a fost reacția lor. Deocamdată, starea lor este bună, rămâne de văzut care va fi evoluția în perioada imediat următoare, Angela. Ce se întâmplă dacă starea președintelui se agravează, luând în calcul că are 74 de ani și se află în grupul de risc? Sigur că da, deși acest raport recent făcut anul acesta, după ce medicii, echipa medicală a lui i-au făcut analizele, arată că totuși starea lui de sănătate este una bună. El are niște comorbidități, are peste 110 kg, are și vârsta, dar deci practic se înscrie în această categorie de risc. În caz că ar face o formă medie sau severă, trebuie să știm că protocoalele acestea de tratament nu diferă cu mult față de ceea ce se întâmplă în Europa. Hidroxiclorochina este folosită în continuare în faze diverse ale bolii, chiar și în forme severe, în combinație cu remdesivirul. La ei sunt variații mari între zone și centre medicale, bineînțeles, dar este folosită. Plasma e folosită, să nu uităm că însuși Trump pe 23 august a spus în mod public că FDA-ul american a autorizat plasma pentru uz de urgență în cazul pacienților slăbiți de boală. După aceea mergem mai departe, se dă și dexametazona pentru forme moderate și severe, bineînțeles, binecunoscutele anticoagulante, indiferent de forma de boală, acestea se dau în America. La fel, așa cum se întâmplă și în România, tratamentul cu anticorpi monoclonali, acel tocilizumab pentru forme medii și severe, și banalul paracetamol, și ăla se dă în continuare.